program bogat, zic eu, un program cu autori cunoscuți, Molière, Shakespeare și așa mai departe, sunt Bulgakov, așa cum am zis, Cehov, și un festival bogat în autori importanți, bogat în regizori importanți, regizori din lume, așa cum am zis, Felix Alexa, Claudiu Goga, Gelu Bolceac, Alexandru Dabija, Beligan și așa mai departe. Gălățenii sunt invitați la cea de-a 26-a ediție a Festivalului Național de Comedie. În perioada 20-30 octombrie vor putea fi urmărite 14 spectacole venite din întreaga țară. Chiar dacă mai sunt câteva zile până la debutul evenimentului, biletele sunt deja epuizate la unele piese. Prețul pentru acces este cuprins între 21 și 52 de lei. Fiind un festival competiție, cei mai buni vor fi premiați. Se vor acorda distincții pentru actorii principali și secundari, actrițele principale și secundare, scenografii, regie și cel mai bun spectacol. De asemenea, va fi înmânat pentru al doilea an consecutiv premiul Mihai Mihail. Juriul festivalului de anul ăsta este format din Ion Saltar, regizor, Cezara Dafinescu, actriță, Dan Conduache, actor, Doru Mareș, critic de teatru și Sandra Mitache, scenograf. Ne dorim ca publicul să fie alături de noi, așa cum este de fiecare dată, cum a fost de fiecare dată. Nu cred că îi vom dezamăgi. Consider că Festivalul Național de Comedie, ca brand, poate garanta pentru calitatea produsului pe care o să-l prezinte, vândă către consumator, către publicul spectator. Programul complet se găsește pe site-ul oficial al Teatrului Dramatic Fanny Tardini. Festivalul debutează luni la ora 19 cu piesa lui Radu Beligan, Spiritul de Familie.